1778, navigatorul englez James Cook descoperă insule Hawaii, cărora le dă numele insule Sandwich, în onoarea lui John Montagu, al patrulea conte de Sandwich, prim lord al admiralității britanice în acea vreme. Insule Hawaii constituie un arhipelag cu 19 insule și atoli, precum și alte mici insulițe dispuse de-a lungul unui lanț pe direcția nord-vest-sud-est în nordul Oceanului Pacific. 1821. Marii boieri Grigore Brâncoveanu, Grigore Ghica și Barbu Văcărescu, membri ai Comitetului de Oblăduire, dar și a Ietăriei, încheie o înțelegere cu Tudor Vladimirescu, prin care îi făgăduiesc slujerului să-i acorde tot sprijinul pentru ridicarea poporului la luptă. Tudor Vladimirescu părăsește București în fruntea unei cete de arnăuți și se îndreaptă spre Târgu Jiu, unde ajunge la 21 ianuarie. În scurt timp avea să înceapă revoluția, care avea ca obiectiv înlăturarea regimului Fanariot din Muntenia. 1919. A început conferința de pace de la Paris. Ea avea drept obiectiv dezbaterea noii configurații politico-teritoriale și rezolvarea complicatelor probleme economico-financiare rezultate din Primul Război Mondial. La această conferință au participat 27 de state, printre care și România. Conferința avea drept scop elaborarea și semnarea tratatelor de pace între statele învingătoare, cu excepția Rusiei atunci în plin război civil, și cele învinse în Primul Război Mondial. Președintele conferinței a fost proclamat delegatul Franței, țară gazdă, Georges Clemenceau. 1911. Pilotul american Eugene Ely, născut la 21 octombrie 1886, decedat la 19 octombrie 1911, a reușit, pilotând un avion Curtiss, prima aterizare pe o navă, cuirasatul Pennsylvania. Anterior, la 14 noiembrie 1910, Ely reușise o decolare de pe nava Birmingham.